De ziua copilului, parcul central din Râmnicu Sărat a fost luat cu asalt de cei mici, dar și de părinți și bunici. Toți au participat la un spectacol dedicat zilei de 1 iunie, dar și la lansarea în premieră albumului Muguri de Folk Sărat 2, care conține piese interpretate de copii cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani. Micii artiști sunt la al doilea album de acest fel, după ce anul trecut au lansat în premieră în România o colecție de cântece folk. Avem 15 copii minunați, cu textierie clasici, poeți clasici, dar și poeți care trăiesc deja, părinți de ai unor copii. Muzica mea aparține. Și după cum vedeți, atmosfera este nemaipomenită. În perioada următoare, albumul Muguri de Folk Sărat 2 va fi lansat și în alte orașe ale țării. Copiii au deja planificate concerte până la sfârșitul anului. Urmează o a doua lansare la Buzău, la București a treia lansare, o a patra lansare în Tabăra de Folk de la Moroieni, care va avea loc în luna august. Și urmează septembrie, octombrie, noiembrie, până în decembrie, spectacole multe cu acest album folk. Cântecele incluse în albumul Muguri de Folk Sărat 2 sunt încă o dovadă că muzica folk are viitor și un public fidel. Niște copii minunați, olimpici la alte materii, olimpici la muzică, copii ai orașului nostru. Eu sper să ne ducă mai departe muzica folk, așa cum a făcut-o înaintea noastră Vali Stărian, cum a făcut-o generațiile după el, noi. Și sper ca și ei să facă același lucru. De 1 iunie, în Parcul Central din Râmnicu Sărat, sute de copii au participat la ateliere de lucru, dar și la spectacole.